Doamne ajută! Astăzi vă propun să vorbim despre o sfântă care se sărbătorește în calendarul ortodox pe 13 mai. Numele ei este Sfânta Gliceria. Sfânta Gliceria s-a născut în Roma, Italia, într-o familie de nobili romani. Mai târziu, tatăl ei împreună cu toată familia au fost trimiși într-un oraș din Tracia, astăzi Turcia, unde trebuia să slujească ca și oficial roman. Însă părinții ei au murit, așa că Gliceria a rămas în grija unor creștini și a dorit și ea să fie botezată creștină. Din acea zi, ea nu a mai lipsit de la biserică, mergând în fiecare zi să se roage. În vremea aceea, însă, împăratul romanilor, Antoninus, nu îi iubea deloc pe creștini. El a trimis un ordin ca toți oamenii din Imperiul Roman, creștini și păgâni, să meargă într-o anumită zi din săptămână să se închine statuii lui Zeus. Așa că guvernatorul orașului unde locuia și Gliceria a ales o zi și le-a poruncit tuturor să meargă să se închine statuii lui Zeus. Gliceria însă a decis fermă că nu poate să facă acest lucru, ea este creștină. În dimineața în care trebuiau să meargă la închinarea statuii, Gliceria s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci pe frunte și le-a cerut prietenilor ei creștini să se roage pentru ea, ca Dumnezeu să-i dea putere să-și declare credința. Așa că, ajungând la locul cu statuia, Gliceria a refuzat să se închine statuii și a început să se roage cu putere și cu credință lui Dumnezeu. Se spune că soarele a strălucit atât de tare încât vălul de pe frunte i s-a dat la o parte și toți cei din jur au văzut crucea de pe fruntea ei. Ea se ruga ca toți ceilalți să vadă că Dumnezeu este un Dumnezeu bun care ascultă rugăciunea. Iar în acel moment s-a auzit un tunet puternic. Statuia lui Zeus s-a răsturnat, a căzut pe pământ și s-a spart. Înfuriat, guvernatorul Sabinus a poruncit oamenilor să ia pietre și să arunce cu pietrele în Gliceria. Dar se spune că, deși oamenii aruncau cu pietre, nicio piatră nu ajungea până la ea, nicio piatră nu îi atingea corpul. Așa că a hotărât ca ea să fie luată, dusă la închisoare și legată cu lanțuri. În ziua următoare au venit mai mulți soldați care ar fi trebuit să o tortureze, adică să o pedepsească. Însă, când ei au început torturile, un înger luminos a venit în mijlocul lor și toți s-au aruncat la pământ înfricoșați. Însuși Sabinus, guvernatorul, era acolo și, văzând și el această minune, s-a înfuriat și mai tare. Chiar el a dus-o în celula ei pe Gliceria și a închis ușa cu inelul lui personal, astfel încât nimeni să nu poată să intre la ea. Au lăsat-o mai multe zile acolo, crezând că ea va muri de foame și de sete. Însă Dumnezeu cel bun s-a îngrijit de Gliceria și a trimis îngerii care să o hrănească și să-i dea apă să bea. Când guvernatorul s-a întors după mai multe zile, a fost foarte, foarte mirat și înfuriat din nou să vadă că de fapt Gliceria era bine și sănătoasă. De data aceasta s-a gândit la o altă tortură. S-a gândit să fie aruncată într-un cuptor cu foc. Însă, nici în cuptorul cu foc nu i s-a întâmplat nimic, pentru că focul s-a stins dintr-o dată când Gliceria a fost pusă în cuptor. Din nou dusă la închisoare, ea este supusă altor chinuri. I se smulge pielea și părul de pe cap, este lovită, este aruncată într-o cameră cu pietre ascuțite. Însă noaptea, același înger al Domnului
vine și îi vindecă toate rănile. În dimineața următoare, când paznicul închisorii a venit să o verifice, nu a mai recunoscut-o. Ea era vie, ea era nerănită, adică nevătămată, și el a crezut că de fapt este o altă persoană și că poate gliceria a fugit sau a răpit-o cineva. Îngrozit că va fi pedepsit cu moartea, el singur a vrut să se sinucidă. Dar gliceria l-a văzut și l-a oprit la timp, spunându-i că ea este gliceria pe care Dumnezeu a vindecat-o. Atunci se spune că paznicul închisorii a declarat că și el vrea să devină creștin pentru că a văzut această minune cu ochii lui și singur s-a legat cu lanțurile cu care era legată și gliceria și când au fost duși în fața judecății, el a mers împreună cu ea și a declarat că el este creștin, a devenit creștin pentru că a văzut toate minunile pe care Dumnezeu cel viu le-a făcut cu gliceria. Paznicul închisorii însă a fost pedepsit și el cu moartea, a fost rănit pe loc, iar gliceria a fost aruncată într-o arenă plină cu lei, în speranța că acești lei o vor ataca și o vor mânca. Însă când gliceria a pășit în arenă, cel mai fioros leu a mers și s-a așezat la picioarele gliceriei fără să-i facă nimic. Însă gliceria s-a rugat lui Dumnezeu cerându-i ca să îi ia sufletul pentru că ea dorește să fie în eternitate, în rai cu Dumnezeu. Și atunci leul nostru, fără să o muște, fără să o atace cu colții, doar a izbit-o foarte tare cu corpul lui pe gliceria și gliceria și-a dat sufletul. Și noi putem să ne rugăm Sfintei Gliceria să se roage pentru noi, să mijlocească pentru noi, ca Dumnezeu să ne dea curaj și putere. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, miluiește-ne! Sfântă Gliceria, Sfântă Gliceria, Sfântă Gliceria, roagă-te pentru noi!